Hai la jină, la jin, la jin, frumos și gustos din butoi, chiar am scos. Hai la jină, la jin, la jin. O, Valera. Ce faci? Noroc, noroc, Valera. Dar văd că ce, tot normal așa, văd că de-am... E normal, nu-i normal, Nică, Valera. Ți-am pregătit zăreadul, gata, și lumea cumpără, da? Nu mai cumpăr, Nică, Valera. Mă rog, cumpăr, dar și cu așa de asta, nu te aude lumea, ce? Nu. Mă aude, dar nu vine, nu vrea, nu merge deloc, Valera, mai merge. Vând genul, și cum, dar cum ăsta? Mai merge, dar tu și gata, văd că gata, de-am nu, uite, sfârșit. L-am adus tăi, să-l vin stupat la tine, să-l întrebam mai gine, că la mine acolo topi, dar tot nu prea să vinde. Care să-mi trebuie, bă, tu și nu vezi cum stau eu cu marfa, bă, gata, făcut tot ce frumos, tot. Nu merge, Valera, și gata, și cu asta eu. Cătălegi, când mă dor ochii, de-am cât am tochetat, trebuie să-i stac, ai ieșit în drum. Și zic, da, să văd, că să văd și trece lumea, să facă și, dar nu, înțeleg, nu, nici, știi, ne-am scos, auzi de asta, Iana, uite, am făcut o leacă mai normal, cu pahar, o, știi, da, că am pus, și-am pus, și-am pus preț normal, am pus 50 lei litru. Da, și merge? Nu merge, băi, da, te târguiești, adică, știi, 50 lei litru, da, adică, știi cum, jen de Balceana, nu de Toscana, adică, normal, da, ei, mai scurt, da. Problema îți spun eu care. Dar îți spun că mă rog, deamă, știi, că tare eu am concurență. Concurență? De asta nici nu să la mine nu prea se întreabă. Nu, așa tine poate noi, dar la mine pe ce drum ai? Ai, da. Alu Tolea, băiet, s-a mutat în sat. Și vitele el s-a apucat să-și facă și el, bine zis, cu bindijin. Da, eu știu când vrei să faci o comercială dietelnist, trebuie să întrebi lumea, te întrebi. Interesează cine ține aici strada, cine ține, mă rog, știu. Da, i-am găsit eu la ea. Dar tu mă știi. Și ne-am, cred că și tot normal. Ne-am așteptat lumea să vină la mine și îi faci. Da, odată dă strâng și ulei, scăci, măcar cum așa, să cum arată, știi. Da, poate vine și nu. Halajen, rășe, facem și tur cu degustare în beș. Poftim. Bună ziua! Ce faci? Vinzi gen? Ce? Vindem gen normal, da. Și merge treaba? O să vă domnul, normal. Dar văd că marketingul merge ca lumea, nu? Nici cam și noi cum putem, pentru că produsul bun, lumea trebuie să-l cunoască. O, și noi cum? Ia, Valer, la matale merge și marketingul, dar merge și o leac și antireclam. Ce-s cu vorbile astea pensat? Eu cu matale am venit să vorbesc. Ce-s cu vorbile astea pensat că la mine genul e oțătit? Îmbli și spui la atât lumea că la mine genul e oțătit. De unde lua vorbile astea? În primul rând, trebuie un lucru. Eu prima dată aud așa vorbit. La ce și adevăr genul e oțătit? Și tu vin genul oțătit? Dacă mi-a spus lumea că de la Matale a început, chiar Matale a început prin sat că eu vând genul oțătit. Auzi, în primul rând, n-are cum eu puteam, poate am fost un conductor, că dacă o zici cineva, eu am transmis pe departe. Cine să zică? Cine să zică, Matale? S-o să fac dimineața pe la șireadă, că lumea grăiește. Ce-și treaba ai Matale șireadă, că vacă n-ai? Ce faci la șireadă? Deci ne-am părat să ai vacă, duci la șireadu, mai vreau noutăți cu tine asta, eu acolo, mă rog, mai spui, mai socializez, mai deschizi, așa că dacă, auzi, ea nu, ascultă-mă atent. N-am împrăjit-o nici o vorbă, dar lumea, dacă cred că o băut, nu le-a plăcut, înțelegi? Jindii s-a amestecat cu apă. Iaca, iar înșep cu vorbi de astea matale. Apoi, ia Valeria, iaca, muia, te auzi, Andrei, și a zic la mine chiar și nu-i făcut cu apă. Păi... Încă și dai așa din cap. Dar bun, hai că ai astea cu vorbile ca cu vorbile. Dar ce treaba ai? Spui mâna la mine pe gard. Eu scriu anunț frumos. Vând gin. Aici. Nu vând gin, s-a terminat. Nu vând gin. S-a terminat, da? Cum s-a terminat aici? Nu vezi că ai scris Matale cu flamasterul, că te-o prins. Te-o prins la gard la mine. Și nu prins ei, și cu tine. Eu dau din șușul întrăiește. Da, Valer, eu ne-am pus camere acolo. Spun-o, cred că te-am văzut pe gard ca lumea. Ascultă-mă, primul rând, domnul. Ce interes aș avea eu să scriu asta? Dar păi dacă la mine, ia Valer, să vinde jinul, că nu știi, da... Ascultă-mă atent, în primul rând, să vinde jinul. Că tu ai mujou uleică de asta în cap, în primul rând trebuie să știi un lucru, trebuie să respecti bătrânii. Că tu ai făcut cu gardul ăsta și tare mare bălătnoie aici să ieși în sat. Că toată lumea vine la tine, parcă acolo e nere, ue, parcă e un boț de aur acolo, dacă tare și e cu tine, și e... De când ești, gard la imperiul, gata, și e, vând gen. Eu dacă să mă nervează aia, să sunt pe ieștiană, n-am număr, dar să-i sun dacă vreau. Dar să fac aici un gard și o poartă de 10 metri pătrați să scriu, nu vând jet, dar dau jet. Și eu întreg, eu pot permite, uai, să-ți spun ți să faci bancrot, deodată. Pentru că eu am 12 burlani de apă în grădin. Eu dacă vreau, fac jinea ca șaiană. Și tu, figa mea cu atâlea două rânduri de cudărcă, e să mai vin tu vreodată. Și că tu trebuie să-i ascultă-mă, în primul rând trebuie să dai taxă de protecție. Să zici că, ia Valer, dar pot eu așa să vând? Și ne trebuie să-mi dai. Și eu îmi voi să vezi, dar nu așa, îmi eu cu genul
fleașcă și nu pot să-l dau. Și asta e în titlu, zice, nu... Auzi, Gavaler, dușmanii evrei, dușmania și știi ce a să fac am? A să-mi pun poarta așa mare, a să-mi scriu cu laserul. Clai Imperlux, scrie cu laser. A să-mi scriu. Vân... Dar tu cu cine dai din cap, tu cu cine ții? Tu vori cu mine, ori cu ceală. Păi, cu dreptate țin. Cu dreptate țin el. Dreptate țin el. Adică că ați vezi cu dreptatea când ai vezi la mine scris frumos, cu laserul. Vân, jin, atunci ați văd și flamasterea să-mi ajuți să-mi corectez din epigardă. Du-te, uite, ca să pun o bucată de fanieră acolo. Și-ai zis, Matale, și-ai zis, faci? Du-te, uite, aici, bă, du-te, uite, am zis, și-ți gata de treabă. Oprește, ăsta nu ne-ați făd de aici cu Matale, doamne. Ască. Am trecut când s-a terminat jinul, nu uita la cine vine și cumpărai, da? Vite, du-te, vite, că dacă spătă muși doaga de la cadă, îți spun să-l șechiul ăla pe schinare, crești de cu ieși. Auzi? Dar real vreau să-ți spun. Jinul lui Dariu Țătit. Da. Nu era acasă într-un zi. Și-a pus acolo o bucată de pâine în butoi. Și pe bălbărăsă. El nici nu știe că nu spune pe nicăi. Dar e dus în urechea și... Ce-ți faci așa?